Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine la Cartea Romani. Așa cum știți, rămânem la o serie de meditații pe această temă a bucuriei, bucuria care putem să o avem, trebuie să o avem în mijlocul suferinței, în mijlocul necazului. Ne aflăm în mod special la această afirmație minunată din Roman 5, cu versetul 3, unde Apostolul Pavel ne spune că, dar nu numai atât, ci ne bucurăm și în necazuri, ne bucurăm și în suferință și încercăm să săpăm din ce în ce mai adânc și să descoperim și să ne însușim secretul a ceea ce înseamnă a fi bucuros în mijlocul suferinței. Încercăm să avem o teologie biblică și în același timp o teologie practică a suferinței. Da? O teologie care nu este doar teoretică, ci o teologie care este pusă în practică în așa fel încât ceea ce citim, adică acest efect al bucuriei în mijlocul suferinței, să fie o realitate în viața noastră. Dacă v-ați întrebat cât ar trebui ca să studiem acest subiect, această teologie a suferinței, cât ar trebui ca să ne preocupăm cu a afla acest secret al bucuriei în suferință, când știm dacă am înțeles lecția aceasta? Răspunsul ar fi foarte simplu. Când suntem bucuroși. Când suntem bucuroși în mijlocul necazului, înseamnă că am învățat această lecție. Și dacă stăm să ne analizăm, vom realiza că această lecție trebuie să o învățăm și să o reînvățăm și să o reînvățăm și să ne reancorăm în ea în fiecare zi. Chiar atunci când trecem prin suferințe și avem impresia că am trecut cu brio, dacă stăm să ne analizăm, realizăm că am cârtit mult, realizăm că n-am avut acea bucurie despre care vorbește Apostolul Pavel, realizăm că încă n-am înțeles pe deplin secretul bucuriei în mijlocul suferinței. Avem nevoie ca să ne ancorăm, să ne fundăm în mod profund și adânc în ceea ce înseamnă Evanghelia și efectele ei în viața noastră practică, în viața de zi cu zi. Și viața de zi cu zi este plină într-adevăr de bucurii, dar este plină de suferință, este plină de necazuri. Vreau ca să descoperim în continuare sau să aflăm, dar vreau ca să descoperim în mod practic, să ne însușim acest secret al bucuriei în suferință. Și așa cum ziceam, secretul nu este foarte secret, este Evanghelia. Evanghelia este secretul bucuriei în suferință. Vestea bună a Domnului nostru Iisus Hristos, vestea bună care Dumnezeu ne-a transmis-o și ne-o transmite prin cuvântul Său, este secretul bucuriei în suferință. Pavel ne-a prezentat această realitate a faptului că Evanghelia este esența vieții creștine încă de la început, din capitolul 1 și până în capitolul 5, când face această afirmație. Evanghelia este teza centrală a epistolei. Pavel prezintă această teză, am văzut, chiar în introducerea epistolei, în capitolul 1. În versetul 16 și 17, el spune în felul următor, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelie. Este clar de la început despre ce vrea ca să scrie Apostolul Pavel. Nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Teza principală. Scopul principal al cărții Romani, al epistolei către Romani, este ca să prezinte Evanghelia, să expune Evanghelia. Da? Asta este mesajul cărții și ăsta este secretul cărții. Evanghelia Apostolului Pavel o sumarizează de multe ori în felul următor. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Da? Justificarea prin credință în gândirea Apostolului Pavel este Evanghelia. De aceea este așa de tulburător în ziua de astăzi, chiar astăzi discutam cu fratele Andrei despre așa zis scrierile din noua perspectivă asupra Apostolului Pavel. Și se discută și sunt tot felul de dispute
dacă am înțeles corect sau n-am înțeles corect ce vroia Pavel să ne spună despre justificarea prin credință. Și unii zic, n-am înțeles dintr-o perspectivă corectă ceea ce a zis Apostolul Pavel, poate că reformatorii, poate că Augustin a răstălmăcit și noi ne-am însușit anumite lucruri. Și acum ar trebui să mergem înapoi și să-l reinterpretăm pe Pavel, pentru că n-am înțeles justificarea prin credință. Fraților, dacă n-am înțeles justificarea prin credință, după propria definiție a Apostolului Pavel în teza lui, n-am înțeles Evanghelia, pentru că justificarea prin credință este Evanghelia. Faptul că Domnul Iisus Hristos ne-a justificat prin jertfa Lui și a aplicat acea justificare prin credință în viața noastră este mesajul Evangheliei. Dacă de 2000 de ani până la noua perspectivă asupra Apostolului Pavel nu s-a înțeles acest lucru, înseamnă că 2000 de ani Evanghelia a fost lipsită de pe fața acestui pământ. Apostolul Pavel explică foarte clar că Evanghelia este despre aceasta, despre neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Iar după ce Apostolul Pavel își prezintă postamentul, fundamentul acestei teze, el vine și face această afirmație magnifică în care arată acest efect al Evangheliei lui Hristos. Și efectul este o transformare așa de radicală în identitatea, în caracterul, în gândirea, în sentimentele celui transformat de Evanghelie, încât el este în stare să fie bucuros în mijlocul necazului. Asta este efectul Evangheliei. Și Pavel, timp de 4 capitole, expune Evanghelia și după aia arată efectele Evangheliei. Și după aia din nou începe și expune Evanghelia din nou. Înainte ca să cobor, fratele Andrei se uita așa peste schița mea, nu s-o verifice, dar trăgea cu ochiul, steam la masă la un ceai și era notat Evanghelia din Romani 1 la 5. Și fratele Andrei, foarte corect, zice și de la 6 încolo, nu-i tot Evanghelia. Ba da, peste tot e tot Evanghelia, asta e secretul. Evanghelia este totul. Evanghelia este mesajul Scripturii. Oamenii care zic, domnule, am învățat Evanghelia, când am fost mic la catecheză, eu am învățat Evanghelia, acum trebuie să trecem la alte lucruri mai fantastice. N-au învățat și nu cunosc nimic, pentru că Evanghelia este totul. Evanghelia este Scriptura. Evanghelia este Hristos. El este vestea bună, revelată prin paginile Sfintei Scripturii. După ce Apostolul Pavel prezintă în mod lucid, clar, expozitiv, amplu, Evanghelia Domnului Iisus Hristos în aceste 4 capitole, în Roman 5 vedem acest efect al Evangheliei magnific în care îi se spune că noi, cei care credem această Evanghelie, noi cei care am beneficiat de această Evanghelie, ne bucurăm chiar și în necazuri, chiar și în suferințe. Și știți ce face Apostolul Pavel când face această afirmație? Deși timp de 4 capitole a clădit postamentul acestei teze a Evangheliei, el încapsulează din nou această afirmație din capitolul 5 în ce? În Evanghelie. În Evanghelie. Primele versete, primele două versete înainte de versetul 3, sunt din nou o expunere a Evangheliei. Și ceea ce urmează, după ce el ne spune că noi avem bucurie în mijlocul suferinței, este din nou o expunere a justificării prin credință. El vrea ca să înțelegem, efectul este important. Efectul este magnific. Dar suprem efectului este Evanghelia. Foarte mulți oameni în ziua de astăzi vorbesc și predică foarte mult despre efectele Evangheliei, despre consecințele Evangheliei și uită să mai expune Evanghelia. Frate, trebuie ca să fii bucuros în suferință. Frate, trebuie ca să fii sfânt. Frate, trebuie ca să fii bun. Frate, trebuie ca să fii iubitor. Păi am înțeles că astea sunt toate efectele ale Evangheliei, dar nu mi-ai spus vreodată cum voi putea ca să fiu în felul acesta. Ce se va schimba? Ce anume îmi va da puterea să fiu așa? Ce transformare radicală s-a produs încât eu să pot să am lucrurile acestea? Și foarte mulți oameni încearcă să atingă aceste efecte ale Evangheliei fără să cunoască sau să creadă vreodată Evanghelia. Și după ani și ani de zile realizează că sunt falimentari. De ce? Pentru că nu au cunoscut și nu au crezut
vreodată Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei pur și simplu își doreau direct efectul. Își doreau direct bucuria. Își doreau direct sfințenia și așa mai departe. Fără ca vreodată să se confrunte cu Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos și Evanghelia să aibă un efect transformativ în viața lor. Apostolul Pavel nu face acest lucru. El pune tot pe postamentul Evangheliei, după care încapsulează acest efect minunat în Evanghelie. De aceea, zice el în capitolul 5, fiindcă am fost îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am intrat prin credință în acest har, în care stăm și ne lăudăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Da? Este o declarație lucidă, clară, completă a Evangheliei, a împăcării noastre cu Dumnezeu prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Dar nu numai atât, zice el. Dar nu numai atât, ci ne și bucurăm în necazuri. Este un efect al acestei Evanghelie. Și el continuă. Pentru că, în timp ce noi eram neputincioși, Hristos a murit la timpul potrivit pentru cei neevlavioși. Și noi am întrebat, și ce dacă, Pavel? Și ce dacă Hristos a murit pentru cei neevlavioși? Ce s-a întâmplat prin asta? S-a produs vreun efect pentru acei oameni pentru care a murit? Și ce dacă cineva a murit pentru cineva? Și ce dacă cineva a murit de dragul cuiva? De ce e asta o veste bună? De multe ori presupunem Evanghelia. Dar simplu fapt că am spune cuiva că Hristos a murit, că te-a iubit. Și ce dacă? Cum schimbă asta ceva pentru mine? Da? Însă Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că în timp ce noi eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Până aici, dacă nu este definit și pus într-un context mai larg, e posibil ca încă să fie neclar care sunt efectele. Dar Apostolul Pavel nu este satisfăcut cu doar atât și merge în continuare și spune: deci, cu atât mai mult acum când am fost îndreptățiți prin sângele Lui. Vedem că această jertfă, această moarte în locul nostru are un efect. Cumpără îndreptățirea noastră în fața lui Dumnezeu. De aceea Evanghelia este prețioasă. Nu doar că Domnul Iisus Hristos ne-a iubit așa de mult încât a murit de dragul nostru. Și ce dacă? Da? Dacă un băiat, de dragul unei fete, se sinucide, ce s-a produs? O pagubă. Da? Atât. Nu s-a produs niciun efect. Moartea Domnului Iisus Hristos nu este o sinucidere de dragoste de lume, că El nu mai putea fără lume și a vrut mai bine să moară. Ci El a mers la cruce cu un scop să realizeze ceva. Și jertfa depusă de El pe cruce pentru noi, pentru cei care suntem credincioși, produce un efect. Cumpără ceva. Deci, cu atât mai mult acum când am fost îndreptățiți, justificați, împăcați cu Dumnezeu prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă în timp ce eram dușmani am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult acum fiind împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Moartea Domnului Iisus Hristos are un efect, are un scop care este realizat prin jertfa care o depune. Și anume, cei pentru care Hristos a murit sunt împăcați, sunt iertați, sunt justificați, sunt declarați sfinți înaintea lui Dumnezeu pentru că Hristos a plătit în locul lor. Asta este vestea bună. Vestea bună nu este doar că Hristos te-a iubit sau că Hristos te iubește, ci că dragostea Lui s-a manifestat printr-un suprem sacrificiu care a cumpărat ceva pentru tine, a realizat ceva pentru tine. Dacă ești credincios, dacă ești parte din trupul Său, din mireasa Lui, din biserica Lui, din poporul Lui ales. Evanghelia este faptul că Hristos a murit în locul tău. Evanghelia este realitatea că El a stat în locul tău pe cruce și a plătit păcatele tale. A făcut pace între tine și Dumnezeu și te-a îndreptățit prin sângele Lui. S-a făcut păcat pentru tine, ca tu să devii neprihănirea Lui. Asta este esența Evangheliei. La cruce s-a întâmplat, s-a produs acea dublă imputare prin care păcatul tău a fost transferat asupra Domnului Iisus Hristos și prin care neprihănirea Lui a fost transferată
ție. Fără acest transfer, fără această neprihănire realizată de Hristos și transferată nouă, nu există Evanghelie. Nu există Evanghelie, există o veste care amăgește. Există ceva de sentiment, dar care nu are vreun efect. Simplu fapt că Hristos a murit, simplu fapt că Hristos a iubit lumea, nu produce vreun efect care pe tine te ajută cu ceva. Doar dacă El a murit în locul tău și a plătit păcatele tale și te-a îndreptățit în fața Tatălui și te-a dus într-o relație de pace și ți-a transferat ție dreptatea Lui în așa fel încât să nu mai fii osândit și să fii împăcat cu Dumnezeu, atunci este o veste bună pentru tine. Cei mai mulți creștini nu cunosc secretul bucuriei, creștini nominal vorbind, nu cunosc secretul bucuriei în suferință, pentru că în realitate ei nu sunt creștini. În realitate ei nu cunosc și nu cred Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Cunosc doar o Evanghelie ciuntită. Cunosc doar o Evanghelie în parte, o Evanghelie falsă. Nu cunosc și nu cred Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ca atare, nu au cum să fie fericiți și bucuroși în mijlocul necazului. Nu au cum să experimenteze efectele Evangheliei, da? Fără ca să cunoască Evanghelia. Este foarte logic. Te uiți la oameni care n-au bucurie, te uiți la oameni care n-au împlinire, te uiți la oameni care nu există transformare în viața lor și te întrebi de ce? De ce? Ei știu că ar trebui să fie altfel. Ei știu că ar trebui să fie bucuroși. Ei știu că ar trebui să fie transformați. Dar nu sunt. Și realizez că ei așteaptă efectele unei evanghelii care nu o cunosc. Pentru că li s-au vestit doar efectele. Trebuie să fii așa, trebuie să simți așa, trebuie să te comporți așa. Și niciodată nu li s-a vestit Evanghelia. Niciodată nu li s-a explicat de ce și cum vor fi așa. În seara aceasta aș vrea ca să facem o scurtă recapitulare a Evangheliei din Romani 1 și 5 din nou, după care să ne uităm la câteva aspecte practice care ne-ar putea ajuta să înțelegem, să credem, să aplicăm, să trăim mai profund Evanghelia, încât să avem bucurie în mijlocul necazului. Am văzut împreună că Apostolul Pavel începe prin faptul că ne arată că există o problemă care o avem. Și anume faptul că suntem confruntați cu problema păcatului. Am văzut că această problemă este o problemă universală. Da? Universală. Toți oamenii se confruntă cu această problemă. Este, în Biblie când se vorbește despre toți sunt păcătoși, acolo toți înseamnă toți. Deci dacă vreți texte din astea, toată lumea caută texte în care pe toți nu înseamnă toți. Aici toți înseamnă toți, da? Nu există scăpare. De exemplu, în Romani 1 cu 18, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușe adevărul în nelegiuirea lor. În 3 cu 23, căci toți au păcătuit, fără excepție, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. În 5 cu 12, de aceea așa cum păcatul a intrat în lume printr-un singur om, iar prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut la toți oameni. Da? Toți mor pentru că toți sunt păcătoși. Dacă te întreb, frate, și eu sunt păcătos. Nu știu, o să mori? Tu întinerești sau îmbătrânești? Cum te simți astăzi versus acum un an de zile? Mai bătrân sau mai tânăr? Păi mai bătrân. De ce? Mai bolnav sau mai sănătos? Păi mai bolnav. Ok, ai răspunsul. Toți oamenii sunt păcătoși. Toți oamenii simt deteriorarea păcatului în viața lor la nivel molecular. Celulele noastre se degradează din cauza păcatului. Da? Cancerul nu este altceva decât manifestarea biologică a păcatului în organismele noastre. Nimeni ar trebui să mire că primește o diagnostică de cancer. Ai primit-o în momentul în care te-ai născut. Ai cancerul păcatului. Că se manifeste după aia în diverse feluri biologice, psihologice și așa mai departe. Asta este altceva. Toți avem cancer. Lumea aceasta este bolnavă de cancer.
Lumea aceasta este bolnavă de sida spirituală. Pentru că am curvit împotriva lui Dumnezeu și am primit în trupurile noastre o sândă a celui păcat. Pentru că suntem idolatri și ne-am întors față de la Dumnezeu și ne-am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și pentru că lucrul acesta s-a întâmplat încă de la primii oameni, Adam și Eva, care au fost părinții noștri și în care am fost reprezentați înaintea lui Dumnezeu. Și această problemă, ne spune Apostolul Pavel, că este inexcuzabilă, nu există scuză. Nimeni nu se poate scuza de la ea, da? Nu se poate scuza, ne zice Apostolul Pavel în Romani, pentru că revelația naturală ne condamnă. Dimineața ați observat la chemarea la închinare că unul dintre motivele pentru chemarea la închinare din Psalmul 148 este faptul că Dumnezeu a creat toate lucrurile. Inclusiv legile naturii au fost create de Dumnezeu. Un lucru minunat să te gândești la faptul că dacă există legi ale naturii, ele există că Dumnezeu le-a creat. Și faptul că aceste legi sunt create așa de specifice și așa de bine rânduite încât ele pot ca să susțină viață pe această planetă. Cred că v-am mai zis lucrul acesta. Pământul nostru, dacă ar fi doar câțiva centimetri, da, doar câțiva centimetri, dacă ar fi fost mai aproape de soare, viața, ca și probabilitate vorbind, n-ar putea să fie susținută pe acest pământ. Dacă ar fi fost mai departe, am fi înghețat. Dacă ar fi fost mai aproape, am fi murit de cald. Conținutul atmosferei, echilibru între oxigen și celelalte molecule care există în aer, este așa de bine echilibrat încât să susțină viața pe acest pământ. O mică diferență dacă se schimbă în atmosfera noastră și planeta aceasta devine insuportabilă pentru viața de pe ea. Dumnezeu a rânduit legile naturii în acest fel încât să susțină viața pe acest pământ. Faptul că aceste legi funcționează este o dovadă că Dumnezeu există. Nici nu ne putem imagina haosul care ar exista în acest univers. Ce s-ar întâmpla cu planeta noastră dacă aceste legi ar fi suspendate pentru un moment? Imaginează-ți că pentru 30 de secunde legea gravitației ar fi suspendată. 30 de secunde pe această planetă și toate lucrurile care din greutatea lor se trag spre centrul planetei, ar începea să plutească. Tot. Mașini, clădiri, bolovani, munți. 30 de secunde doar. Și dintr-o dată s-ar prăbuși tot din nou. Crezi că a fost vreodată un cutremur care ar distruge lumea aceasta cum ar distruge 30 de secunde de suspendare a legii gravitației? Și niciodată nu-ți pui întrebarea sau nu te gândești ce minunat e că lucrurile pur și simplu nu plutesc în cosmos. De aici. Ce minunat e că lucrurile pe planeta aceasta funcționează în fiecare zi la fel. Te trezești în fiecare dimineață, te uiți pe cer și vezi soarele care a răsărit și nu-ți pui întrebarea de ce a răsărit. Păi așa e normal. Nu e așa normal. Chiar dacă există o lege care noi am perceput-o ca fiind naturală, cineva, adică Dumnezeu, a stabilit legea aceea. Și faptul că soarele răsare în fiecare dimineață și zici, domnule, e o lege naturală. Păi dar de ce trebuie să fie acea lege? De ce nu poate fi o altă lege? Că soarele răsare când are chef. Sau la nimereală. Ce s-ar întâmpla dacă într-o zi a răsărit soarele și într-o zi n-a răsărit soarele? Păi nu știu, dar nu cred că ar fi foarte bine. Revelația naturală este o condamnare împotriva noastră, pentru că Apostolul Pavel ne spune la Romani 1:19-21 că ceea ce se poate cunoaște despre natura și caracterul lui Dumnezeu, El ne-a descoperit în mod limpede în revelație naturală, în ceea ce a creat în jurul nostru. Și nimeni nu are o scuză să zică că nu există Dumnezeu. În al doilea rând, revelația conștiinței noastre ne condamnă. Noi știm în lăuntrul nostru ce este bine și ce este rău. Noi știm în lăuntrul nostru că există o autoritate morală supremă. Știm lucrul acesta. Apostolul Pavel spune în capitolul 2, cu versetul 1, așadar, omurile, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul faci aceleași lucruri. Omul știe ce este bine și ce este rău. Vezi pe cineva că face ceva rău? Zice, a, uite la ăla ce a făcut. Și a doua zi ce face? Face exact ceea ce făcea omul acela. Da? Cine-i?
De unde să știu că asta nu e bine? Păi, tocmai ai zis despre cel care a observat că nu e bine, că e imoral. Moralitatea nu este ceva relativ, cum ar vrea lumea de astăzi ca să crede. Există lucruri bune, care sunt în mod absolut bune, și există lucruri rele, care sunt în mod absolut rele. De ce? Pentru că Dumnezeu a stabilit ce este bun și ce este rău. Și nimeni nu poate nega lucrul acesta, oricât încearcă și oricâte cărți scriu, la final de zi, în inima lor, este o lege scrisă pe inima lor care îi condamnă și care ne condamnă. În al treilea rând, revelația specială, revelația scrisă ne condamnă. Faptul că Dumnezeu s-a revelat prin Scriptură, prin cuvântul Său. Noi suntem în categoria oamenilor cel mai condamnați. Noi nu avem nicio scuză, da? Nici ceilalți nu au, pentru că Apostolul Pavel spune cei care au pierit fără lege, ce au făcut? Au pierit cei care n-au avut legea, da? Ceilalți care au pierit sub lege, au fost judecați sub lege. Dar toți, dacă fără Hristos, toți sunt judecați și toți pierd. Hristos este singura soluție. Noi suntem în categoria oamenilor care stăm cei mai condamnați. Pentru că noi avem revelația naturală, noi avem revelația în inima noastră a conștiinței și noi avem revelația specială, revelația scrisă. Apostolul Pavel spune în felul următor: dar tu care te numești iudeu, aș parafraza baptist reformat sau penticostal sau altceva, ortodox, și îți pui încrederea în lege, care te lauzi cu Dumnezeu, cunoști voia Lui și îți dai seama de ceea ce este bine, pentru că ești instruit în lege. Sunteți instruiți în lege. Aveți cuvântul scris. Veniți săptămână după săptămână la biserică. N-aveți nicio scuză înaintea lui Dumnezeu. Niciunul dintre voi. Ca să spuneți: Doamne, n-am știut. Cum n-ai știut? N-ai văzut bolta cerească și nu ți-ai pus întrebarea cum a ajuns universul ăsta să existe? N-ai simțit apăsarea conștiinței în inima ta? Să nu mai vorbim că ai fost duminică, de duminică, de duminică, de duminică, de când te-ai născut la o biserică baptistă sau penticostală și ultimii 2 ani la una reformată și tot n-ai știut? Tu care predici să nu furi, furi. Tu care interziști adulterul, comiți adulter. Ție căruia ți-e scârbă de idol, le jefuiești templele. Tu care te lauzi cu legea, îl dezonorezi pe Dumnezeu prin neascultare de lege? Căci cum este scris, numele lui Dumnezeu este blasfemiat printre neamuri din cauza voastră. Cui le scrie, romanilor sau Bisericii Sfintei Treimi de la Zalău? Noi care ne lăudăm că nu suntem ca și ceilalți. Suntem exact ca și ceilalți. Noi care spunem că, știi, eram și noi cândva așa. Suntem tot așa. Noi care spunem că cunoaștem acum cuvântul lui Dumnezeu, că noi îl studiem intensiv. Și plecăm pe ușile bisericii și facem exact opusul a ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Problema păcatului este una care nu poate fi scuzată. Mai ales nouă, care am beneficiat de tot ceea ce înseamnă revelația lui Dumnezeu în natură, în conștiință și în Sfintele Scripturii. Este o problemă. Problema păcatului, ne arată Apostolul Pavel, care ne condamnă. N-avem scuză și ea ne condamnă. Ne condamnă pe fiecare dintre noi, oricine am fi pe această planetă. Și această condamnare am văzut împreună că este o condamnare temporală, faptul că toți trăim până la urmă și simțim efectele acestui blestem. Totul este alterat din cauza păcatului. Odată ce Adam și cu Eva au căzut în păcat și au aruncat omenirea întreagă în păcat, toată omenirea se află sub acest blestem. Apostolul Pavel spune: mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Efectul descris este felul următor: de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției. Și zice după aia, din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat
în voia unor patimi scârboase. Mai încolo zice, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Dacă ar fi să sumarizăm, Apostolul Pavel spune că blestemul păcatului este pur și simplu că Dumnezeu se retrage din ceea ce înseamnă a binecuvânta creatura Lui. Din ceea ce înseamnă de a face prezența Lui, care este întotdeauna bună, simțită în mod pozitiv în creatura Lui. Cel mai terifiant lucru este ca Dumnezeu să te lase în pace. Cel mai terifiant lucru. Iadul, fraților. Iadul ne-l amenajăm noi singuri. N-avem nevoie de ajutor. Dumnezeu pur și simplu ne lasă în pace și ne amenajăm noi iadul. Știm cum să facem lucrurile ca să fie diabolic. Dacă Dumnezeu și-ar retrage prezența total de pe acest pământ, pentru o zi doar, pământul acesta ar fi iadul. Păi dar cine ne-ar chinui? Că satana cu al lui nu s-a aici. Ne-am chinuit noi singuri, nu ți-ai putea imagina. Frate, dar nu se poate chiar așa. Ați auzit de Auschwitz. Ați auzit de lagărele care au fost peste tot pe această planetă, în care oamenii au creat iadul pentru alți oameni. Și tot ceea ce e nevoie să trăim aceste realități este ca Dumnezeu să ne lase în pace. Atât. Să ne lase în pace. În al doilea rând am văzut că condamnarea este veșnică. Este veșnică. Roman 2:6. Dar cumpetirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptății judecății lui Dumnezeu. Vine o zi în care Dumnezeu va face dreptate. Vine o zi în care Dumnezeu va judeca această lume, spune Apostolul Pavel, după Evanghelia vestită de El. După Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Și nimeni nu scapă de acea zi. Nimeni nu scapă. Nu contează că crezi în Dumnezeu, că nu crezi în Dumnezeu. La fel cum nimeni nu scapă de moarte, nimeni nu scapă de judecată. Nu contează ce religie ai avut, nu contează ce pile crezi că ai, nimeni nu scapă de acea zi. Există o zi a judecății finale și există o condamnare veșnică după acea judecată. Ceea ce gustăm acum din stricăciunea acestei lumi este nimic în comparat cu ceea ce va fi în pedeapsa finală și veșnică pentru cei care vor fi osândiți o veșnicie. Nimic. Holocaustul a fost nimic. Omorârile în masă care au fost acum cu nebunii ăștia la Las Vegas, unde au murit, nu știu, 60 de oameni împușcați la foc automat, nimic. Comparat cu ceea ce vine în mod veșnic după judecată. La această problemă trebuie o soluție. La această problemă, care este problema noastră, noi suntem problema. Noi suntem problema. Și soluția, ne spune Apostolul Pavel, la problema noastră, la problema păcatului, este Dumnezeu. Dumnezeu este soluția și nimic altceva nu poate fi soluția. Dumnezeu trebuie ca să fie dreptatea noastră. Dumnezeu trebuie ca să stea în locul nostru. Este singura soluție viabilă. Nimic altceva nu va fi suficient. Nimic altceva nu ar fi posibil. Nimic altceva nu ar avea valoare suficientă să rezolve datoria care am acumulat-o înaintea Lui. Și întrebarea la care răspunde Apostolul Pavel este: cum poate un Dumnezeu drept să ierte pe cei nedrepți? Cum poate un Dumnezeu drept să declare justificați pe cei care sunt nedrepți? Pavel în Roman 3:26 am văzut că subliniază această dilemă și spune în felul următor: Dumnezeu, ca să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit, să fie drept, să fie corect și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Totuși să fie neprihănit și în același timp să ne socotească pe noi, cei credincioși în Domnul Isus, drepți. Asta este dilema Evangheliei. Ce anume îl va face pe Dumnezeu drept când ne iartă pe noi? Da? Ce anume? Ce trebuie dat la schimb? Și de aceea singura soluție este însăși Dumnezeu. Pentru că orice s-ar da la schimb, da? O viață de fapte bune, toată averea ta,
Orice ai încerca să dai la schimb, n-ar fi suficient ca să echilibreze contul tău, datoria care o ai din cauza păcatului împotriva lui Dumnezeu. Singurul lucru care poate echilibra balanța este însăși Dumnezeu. Și El, ca să rămână totuși neprihănit și să te declare pe tine drept, este dispus să plătească El. Este dispus să vină El cu o jertfă de ispășire, cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Ce putem face noi? Ce putem contribui noi? Apostolul Pavel ne spune că noi nu putem contribui nimic. Nu putem contribui nimic. Nu avem nimic de valoare de dat. Ne spune că noi suntem socotiți, neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. De ce? Pentru că nu avem cu ce să plătim. Din contra, dacă ar încerca să contribuim ceva, am mânjit doar jertfa aceea desăvârșită și perfectă. Am stricat doar ceea ce este desăvârșit. Noi suntem socotiți, fără plată, fără a putea contribui ceva. Și în felul acesta Dumnezeu rămâne neprihănit și ne declară pe noi neprihăniți. Întrebarea cu care ne-am confruntat în final, când am parcurs aceste capitole, este cum ajungem să beneficiem de această îndreptățire? Ce trebuie să facem? Ce trebuie să faci tu? Și răspunsul, care în ziua de astăzi sună erezie, este că nu poți face nimic. Nu poți face nimic. Nu poți contribui cu nimic. Ci această răscumpărare, această justificare, îți este aplicată prin harul lui Dumnezeu, prin credință care este primită în dar. O credință care, zice Apostolul Pavel, că duce la credință. O viață care duce la viață. Întrebarea este, crezi lucrul acesta? Crezi că El a făcut totul pentru tine? Crezi că El a murit în locul tău? Religia vine și spune, trebuie ca să faci ceva. Trebuie să plătești ceva, trebuie să contribui ceva pentru ca Dumnezeu să-ți dea mântuirea. Iar credința vine și spune, Dumnezeu a făcut totul ca să mă mântuiască. Dumnezeu mi-a dat în dar mântuirea și eu nu pot contribui nimic. Și asta este, pe scurt, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Haideți acum, în câteva minute, destul de telegrafic în timp care mai rămas, să ne uităm la felul în care această Evanghelie s-ar aplica în câteva feluri la problema suferinței. Da? Și ca să fie ușor pentru dumneavoastră, am încercat să structurez aceste patru meditații încât să formeze un acrostic, un acronim, și anume TIMP. Notați-vă fiecare și veți vedea că este cuvântul TIMP. E timp, da? Îți iei timp să meditezi. Da? Asta este ideea. Dacă acorzi puțin timp la Evanghelie, eu garantez în lumina cuvântului că vor fi efecte minunate. În primul rând, Evanghelia ne arată că suferința noastră este temporară. Suferința noastră este temporară. Toată lumea, inclusiv cei necredincioși, cred lucrul acesta. Să amăgesc ei cu acest lucru. Toată lumea crede că suferința este temporară. Secretul este că este adevărat doar pentru cei credincioși. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Suferința va deveni mai puțină sau mai mare pentru cei necredincioși după moarte? Mai mare, da? Ca atare, cei care se bazează că moartea îi va scăpa de suferința de acum, să amăgesc singuri. Pentru necredincioși. Suferințele de acum sunt doar un aperitiv, o gustare a ceea ce urmează să vină. Pentru credincios, sunt temporare. Dacă crezi Evanghelia, dacă ești mântuit, îndreptățit, dacă ai pace cu Dumnezeu, oricât de grav ar fi suferința, oricât de grele ar fi necazurile, ele sunt temporare. Vine o zi în care El va șterge orice lacrimă. Vine o zi în care nu va mai fi suferință. Dar lucrul acesta este adevărat doar dacă ești mântuit prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Dacă nu, în ziua judecății, vine o zi în care suferințele tale vor fi amplificate
și vor fi veșnice. Nu te amăgi singur, că până la urmă cu chiu cu vai supraviețuiești tu prin viața asta și te odihnești în mormânt. Pentru că la final de viață nu vine odihna dacă nu ești în Hristos, ci vine chinul și vine pedeapsa veșnică. Pentru credincios, pentru cei care au pace cu Dumnezeu, pentru cei care sunt îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos, există nădejdea aceasta, credința aceasta, siguranța aceasta în lumina cuvântului că suferința, oricât de cumplită ar fi ea acum, se va opri. Este temporară. Al doilea rând, suferința ta, oricât de grea ar fi, este inferioară. Este inferioară. Este inferioară în comparație cu ce ai fi meritat să primești. Cu ce ar fi meritat ca să suferi. Este inferioară cu suferința care o meriți acum, pe propriul tău merit, și inferioară față de suferința care ai merita-o în mod veșnic. Dacă nu ar fi pentru jertfa Domnului Iisus Hristos, care te-a izbăvit, care te-a mântuit, care te-a pus într-o relație de pace cu Dumnezeu Tatăl, suferințele care ți s-ar cuveni ar fi fantastice, inimaginabile. Ca atare, tot ceea ce suferi acum este inferior comparativ cu ce ar trebui ca să suferi acum și ce ar trebui ca să suferi în mod veșnic. Al doilea rând, este inferioară în comparație cu ceea ce a suferit Hristos în locul tău. Ești pe patul de spital. Și zici, wow, câtă suferință. Mă tot măcelăresc aia ca și parcă un animal de sacrificiu. Nici nu-ți poți imagina cât de puțină suferință în comparație cu ce a suferit Hristos pentru tine. Nici nu-ți poți imagina. Nu am explicație ca să-ți explic cât de puțină suferință este suferința noastră în comparație cu ce a suferit Hristos în locul tău. Este inferioară în comparație cu bucuria iertării care o avem în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Suferințele noastre sunt mici. Mici în comparație cu bucuria iertării și bucuria care o avem în Dumnezeu. Dar frate, dar nu par mici. S-ar putea ca să nu ai efectul ăsta pentru că nu crezi Evanghelia. S-ar putea să nu ai bucuria mare în Dumnezeu, ca atare ți se par mari suferințele. Simplu, prea drastic, frate. Păi nu, dacă ai cea mai mare bucurie din lume, da? Mai vii și știi, mă doare un pic spatele, nu? S-a așa de necăjit. Păi, frate, dar ai cele mai mari motive de bucurie. Păi, știu, dar mă doare un pic spatele. Nu ai zice? Nu, e ca și omul care e miliardar. Și zice, nu mai pot dormi noaptea pentru că mi-am pierdut 50 de bani. Nu știu unde i-am lăsat, în buzunar, în mașină. Păi, omule, ai miliarde și miliarde și miliarde. Da, dar am pierdut 50 de bani și eu nu mai am nicio bucurie. Zice, mă, ăsta e nebun la cap. Da? E ca și omul care are un frigider plin de toate mâncărurile și el nu se poate bucura pentru că nu știe unde a căzut o fărâmitură undeva sub masă. Și el nu-i bucuros. S-ar putea ca conturile tale, spiritual vorbind, să fie goale. Frigiderul tău spiritual să fie gol. Să te amăgești singur. Să n-ai bucuria lui Dumnezeu pentru că nu-L ai pe Dumnezeu. Dacă-L avem pe Dumnezeu, suferința este inferioară în comparație cu bucuria care o avem prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Inferioară în comparație cu bucuria veșnică care ne așteaptă. Apostolul Pavel în 2 Corinteni 4:17 spune în felul următor, căci întristările noastre ușoare, întristările noastre inferioare, mici, de o clipă, adică temporare, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Ce frumos această comparație care o face el. Suferința ușoară, în contrast, da? Suferința temporară, în contrast cu veșnicia, produce o greutate de slavă infinită și un efect veșnic
de bucurie. Lucruri temporare produc efecte veșnice. Da? Suferința ușoară de acum produce o slavă infinită. Suferința temporară produce o suferință, produce o bucurie veșnică. Da? Bine, frate, eu nu mă pot bucura de lucrurile acelea din veșnicie. S-ar putea ca să nu crezi Evanghelia. S-ar putea ca să nu fii al lui Hristos. Nu mai te amăgi singur. Pentru că credința este o certitudine în lucrurile nevăzute. Este trăirea în așa fel precum ele ar fi înaintea ta, chiar dacă ele sunt ascunse în Hristos. 3. Suferința ta este spre, pentru și din cauza mântuirii de care ai beneficiat. Știți cum îmi dau seama când discut cu un om religios, dar care n-a înțeles și care nu crede Evanghelia? El vorbește despre suferința și necazul lui în termenii oamenilor nemântuiți. Nu se simte nicio diferență când vorbești cu un baptist neregenerat și când vorbești cu un om din lume despre suferința lui. Vorbesc exact la fel. Și asta e o problemă. Dacă unul a fost răscumpărat de Hristos, dacă viața lui, inima lui, gândirea lui, sufletul lui a fost transformat de puterea Evangheliei, el nu mai poate vorbi despre viața lui în aceleași termeni ca un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Logic? Da? Și totuși, când ne auzim vorbind despre suferințele sau necazurile noastre, de multe ori vorbim la fel ca și oameni care n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Pentru omul justificat, Biblia spune că nu mai există nicio condamnare. Nu mai există nicio condamnare, nicio osândă. Asta este realitatea Evangheliei. Asta înseamnă că am fost mântuiți. Am fost scoși de sub condamnarea mâniei lui Dumnezeu prin faptul că Hristos a murit în locul nostru. Și discut cu atâția oameni care în mijlocul suferinței se simt condamnați tot timpul. Doamne, Dumnezeu, Dumnezeu îmi dă în cap, Dumnezeu mă strivește, Dumnezeu... Dom'le, ce vorbești? Tu ești nebun la cap? Există condamnare pentru tine? Nu ești al lui Dumnezeu. Dumnezeu te strivește? Dumnezeu vrea să te norocească? Nu există iertare pentru tine atunci. N-ai înțeles nimic, nu crezi Evanghelia. Biblia spune că am fost îndreptățiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos și că mânia lui Dumnezeu s-a revărsat asupra lui în locul nostru. Eu când sufăr, nu sufăr pedeapsa lui Dumnezeu cum suferă cei din lume. Nu este tot una. Nu sufăr condamnarea lui Dumnezeu. Nu sufăr mânia lui Dumnezeu cum o suferă cei care nu au jertfa Domnului Iisus Hristos. Dacă nu există o diferență, e problematic. Eu când sufăr, sunt disciplinat de un tată iubitor. Sunt prelucrat de un Dumnezeu care îmi vrea binele. Sunt sfințit de Dumnezeul care a plătit ca să mă răscumpere și să mă facă sfânt înaintea Lui. Și toate aceste lucruri se întâmplă pentru că sunt mântuit, pentru că sunt iubit. Nu pentru că Dumnezeu mă osândește și revarsă mânia Lui asupra mea. Oricât de rău am fost în ziua aia, nu de aceea mă disciplinează Dumnezeu. Oricât de păcătos am fost în ziua aceea, și sunt zile în care am fost așa de păcătos, că eu singur i-am zis lui Dumnezeu că ar trebui să mă trimită în iad. Și în zilele El privește la mine și spune, în baza jertfei Domnului tău Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ești neprihănit. Așa te privește Dumnezeu. Intenția lui Dumnezeu, motivația lui Dumnezeu față de tine este total diferită decât motivația Lui față de cei care sunt osândiți. Dacă nu percepi acest lucru și dacă nu cunoști acest lucru, s-ar putea ca să nu fii justificat prin credință. Evrei 12 cu 5 și 6. Fiul meu, nu disprețui disciplinarea Domnului. Nu te descuraja când ești mustrat de El. Cum să mă descurajez? Doamne, dar nu mai pot cu atâta suferință și necaz și încercări. Doamne, termin, nu mai pot, sunt la pământ. De ce ești la pământ? Pentru că n-ai înțeles de ce Dumnezeu îți dă lucrurile acestea. N-ai înțeles că El nu te urăște, că El nu-ți face rău, că El îți vrea binele și pentru că te-a mântuit, pentru că El a murit pentru tine, El lucrează în viața ta.
și se disciplinează. Pentru că Domnul îl disciplinează pe cel pe care îl iubește și pedepsește pe orice fiu pe care îl primește. Suntem noi pedepsiți la fel ca lumea? În niciun caz. În niciun caz. Noi suntem disciplinați ca niște fii din dragoste ca să nu fim judecați odată cu lumea. Ca să nu fim judecați odată cu lumea. Suferința celor răscumpărați este din cauza și spre mântuirea lor. Nu spre osânda lor. Nu ca Dumnezeu să ne pedepsească. Nu ca Dumnezeu să scoată nervii pe noi cum ne scoatem noi nervii pe copii. Dacă câteodată îi disciplinăm ca și părinți iubitori, atunci când suntem mai pocăiți, și câteodată când ne-o scos din nervi, ne revărsăm mânia asupra lor și nici nu ne interesează de disciplină. Nici nu-i spunem la copil ce-a făcut. Păi, eu te-am adus în lumea asta, eu te scot, eu te-am adus în viață, eu te termin. Dar tati, dar ce-am făcut? Taci din gură, obraznicule. Da? Ai impresia că Dumnezeul tău și Dumnezeul meu, care și-a dat Fiul pentru tine, ieși din nervi câteodată, îi scos din minți? Și ce-a făcut Iuliu astăzi? Nu mai pot. Îl trăznesc de pământ. Regret că l-am făcut vreodată. Nu mai mă interesează că l-am dat pe Hristos pentru el. Dar așa-l vezi pe Dumnezeu? Nu-l cunoști. Dacă așa-l crezi pe Dumnezeu. Dacă tu crezi că Dumnezeu este un tată cum ești tu, tată. Dacă tu crezi că Dumnezeu are probleme de răbdare și de caracter. Dumnezeu te pedepsește și te disciplinează pentru că este un tată iubitor, care va desăvârși lucrarea care a început-o în tine din dragoste și pentru că l-a jertfit pe Domnul Iisus pentru tine. Suferința celor răscumpărați este din cauza și spre mântuirea lor. Iar pentru cei osândiți, cum ziceam, este doar un aperitiv la ceea ce urmează să vină, la suferința infinit de groaznică și la suferința veșnică care îi așteaptă. 4. Suferința ta este spre proslăvire. Suferința ta este spre proslăvire. Pavel spune în Roman 5:1-2 că noi ne lăudăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Asta este efectul final al Evangheliei. Vom fi în prezența lui Dumnezeu. Ne vom bucura de slava lui Dumnezeu pentru o veșnicie. În Romani 8 avem acea deosebită promisiune, minunată promisiune, care, apropo, dacă nu crezi în doctrina predestinării, dacă nu crezi în providența meticuloasă a lui Dumnezeu, dacă nu crezi că Dumnezeu este suveran peste absolut tot, că El rânduiește toate lucrurile, nu văd cum ți-o însușești și nu văd cum ți-aduce vreun confort. Și anume, acea promisiune în care Dumnezeu ne-a spus că toate lucrurile lucrează spre binele cui? Așa, celor ce iubesc, da? Și întrebarea e toate lucrurile. Chiar toate lucrurile? Chiar toate lucrurile? Accidentele de mașină? Necazul, sărăcia, sabia, spitalizarea? Toate lucrurile? Bun. Care este binele acela despre care se vorbește în acel text? Care este? Conformitatea noastră la Hristos, devenim ca și Hristos, pentru finalul fiind proslăvirea noastră. Dar asta este binele suprem care Dumnezeu lucrează în noi. Cum putem fi siguri că această realitate se va întâmpla în viața noastră? Că putem fi siguri pentru că, pe de o parte, avem un Dumnezeu suveran care e în control asupra tuturor lucrurilor, da? Bun, asta nu ne-ar da pace și liniște. Un Dumnezeu suveran, doar asta nu ne-ar da. Un Dumnezeu suveran care poate face tot ceea ce vrea, nu înseamnă că va face tot spre binele nostru. Dar cum putem noi, ca și creștini, să știm? Pentru că am fost aleși dinainte de întemeierea lumii, da? Zice Pavel, justificați prin jertfa Domnului Iisus Hristos, da? Ce urmează? Ce este după aia în lanț? Am și fost proslăviți. Incredibil. Apostolul Pavel ne atrage atenția că toate lucrurile lucrează spre bine și tu poți fi sigur de lucrul acesta, că și accidentul de mașină este spre binele tău,
Pentru că ai un Dumnezeu atotputernic care ți-a dovedit că El va face orice pentru să te aducă în starea aceea de proslăvire prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Asta schimbă radical paradigma vieții tale. Asta schimbă radical cum te uiți la suferințele tale când înțelegi că nimic din viața ta nu este un accident cosmic. Pur și simplu Dumnezeu a ațipit cumva la manete și s-a întâmplat. Doamne, cum ai putut să lași să întâmple așa ceva copilul meu ca să aibă un accident de mașină? Au zis rugăciuni de genul sau exclamări de genul la credincioși. Pe unde e certitudinea aceea că toate lucrurile lucrează spre bine? Dacă înțelegi și crezi că toate aceste lucruri nu sunt accidente, că Dumnezeu are un scop și acel scop este finalul tău ca și un copil al lui proslăvit în prezența lui pentru o veșnicie. Dacă înțelegi că Dumnezeu n-a țipit la manete, dacă înțelegi că nu este mânia lui Dumnezeu față de tine, ci dragostea lui de tată care te disciplinează oricât de dureros ar fi, dacă înțelegi că fiecare lucru dureros care se petrece în viața ta are ca și scop sfințirea, transformarea și în mod final proslăvirea ta, atunci te poți bucura în necazurile tale. Pentru că îți dorești mai mult proslăvirea, îți dorești mai mult să fii în prezența lui Dumnezeu decât îți dorești orice altceva. Orice bun material, orice stare de sănătate este inferioară, este bună de nimic, este gunoi în comparație cu realitatea, cu dorința de a-L vedea pe Hristos, de a fi transformat în prezența Lui, de a sta în lumina slavei Lui pentru veșnicie. Secretul bucuriei în suferință este Evanghelia. Este Evanghelia. Trebuie ca să-ți faci timp, da? Acronimul nostru. Să consideri aceste realități. În fiecare zi. Nu este ceva ce ai învățat la școala duminicală de mic, gata, eu știu Evanghelia, îți mântuit, de aici încolo trăiesc viața ca de obicei. În fiecare zi să consideri aceste realități, aceste implicații. Și sunt așa de multe care nu le-am discutat în această seară. N-am atins nici suprafața. Și vei afla că ai toate motivele să fii bucuros în mijlocul necazului. Toate motivele pentru ca în suferință să fii bucuros. Pentru că e temporară, pentru că e inferioară, pentru că este spre mântuirea și nu spre osânda ta și pentru că în final lucrează spre proslăvirea și spre bucuria ta veșnică. Ăsta este scopul ei. Revenim în concluzie la afirmația Apostolului Pavel. De aceea, fiindcă am fost îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am intrat prin credință în acest har, în care stăm și ne lăudăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Întrebarea. Crezi lucrul acesta? Este real pentru tine? Crezi că ai fost îndreptățit? Hristos a murit pentru tine? Ai pace cu Dumnezeu? Atunci ne bucurăm și în necazurile noastre. Cauză și efect. Moartea lui Hristos în locul tău, efectul este bucurie în necazuri. Iertarea păcatelor tale, efectul este bucurie în necazuri. Da? Dacă nu, s-ar putea ca să nu fi fost îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Nu pleca acasă și te amăgi singur. M-am ridicat o mână, m-am botezat când am fost tânăr și da, frate, e drept că e de 30 de ani la credință, cam toate zilele au fost nefericite și fără bucurie și nu m-am cârtit și nu mi-am zis la Dumnezeu că de ce și de ce altora le dă și mie nu-mi dă și de ce mie mi-a dat boală și altuia nu. Toată viața așa am trăit-o, e așa-i, frate păstor. Dar totuși eu m-am botezat când am fost pruncnic. S-ar putea să te amăgești singur. Dacă nu ai efectele Evangheliei, s-ar putea ca să nu ai substanța Evangheliei, credința Evangheliei. Apostolul Pavel
este acela care ne provoacă să ne cercetăm și să vedem dacă suntem în Hristos. Și suntem în Hristos, zice el, doar dacă nu cumva picăm la test. Nu cumva picăm la test. De obicei, când se vorbește despre asemenea lucruri, se vorbește despre dacă ai curvi, dacă ai omorât pe cineva, da? Dar că Biblia spune că roada Duhului este și o listă lungă. Și o listă lungă. Bucuria. Și bucuria în necazuri. Este efectul și consecința omului justificat prin credință înaintea lui Dumnezeu. Îmi doresc pentru fiecare dintre voi ca Dumnezeu să vă dea acest dar al credinței, al mântuirii și al bucuriei, nu doar în suferință, ci al bucuriei veșnice în prezența Lui prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin.